Am ajuns și la punctul final, un campionat național de mare luptă. Am întrebat colegii mei, inclusiv pe domnul arbitru șef, cum au văzut dânsii lupta de la campionatele naționale 2023 și toți mi-au spus luptă mare, ceea ce arată că așa a și fost, lupta a fost mare și ambițiile pe măsură. Am văzut cei care suntem tineri, cei care venim din urmă și ne pregătim bine, avem loc la mesele din față, ceea ce ne bucură foarte mult, că avem această nouă generație care întreține lupta și crește nivelul competiției. Ne bucură pe toată lumea lucrul acesta. Am văzut mare suspans până la final, chiar dacă la competiția masculină Kiril a dominat, să spunem, partea de final a întrecerii, la feminin lupta a fost încinsă și suspansul s-a menținut chiar până la final, dar și la competiția masculină, dacă scoatem din calcul performanța extrem de bună realizată de Kiril, vom observa că pe mesele 2-3-4, locurile 2-3-4, suspansul a fost maxim. Așadar, cred că am avut o competiție frumoasă, de mare luptă, ceea ce ne bucură și ne dă speranțe pentru viitor. Cu aceasta, haideți să intrăm la și să deschidem ceremonia de decernare a premiilor și să ne uităm cu toată atenția către cei care merită astăzi să primească respectul nostru și medaliile și cupele și premiile noastre. Haideți să începem. Înainte de a intra în decernarea premiilor, aș vrea să invit o persoană foarte importantă pentru noi și dragă nouă, domnul Istrate, creatorul locației noastre de astăzi aici. Bine ați venit! Vă mulțumim că sunteți încă o dată alături de noi și avem un gest de onoare pe care vrem să-l facem. O diplomă de excelență pentru sprijinul pe care dumneavoastră îl acordați șahului în general. O să începem cu premierea la Campionatul Național de Amatori, unde am avut o luptă strânsă, dar începem întâi cu premiile pe categorii ELO. La categoria ELO sub 1400, locul 3, Sorin Ungureanu. Locul 2 la această categorie, Radu Rebeca. Și cel mai bun jucător al acestei categorii, Iris Antal. La categoria ELO sub 1600, locul 3, o jucătoare venită mai nou pe lista ELO a României, Vasilina Semenova. Locul 2, Andrei Podea. Și locul 1 la categoria sub 1600, George Meriuță. Trecem la categoria ELO sub 1800, unde pe locul 3 s-a situat Andrei Lăcătuș. Locul 2 la această categorie, Adrian Rusu. Și câștigătorul categoriei, Alin Constantin Guliaș. Trecem la categoria ELO sub 2000, locul 3, Călin Dragomirescu. Locul
Locul 2 la această categorie, Ovidiu Dincă. Locul 1 la categoria Elo Sub 2000, Ionuț Cârlan. Cei mai buni jucători în clasamentul general la turneul de amatori. Locul 5 la Politehnica Iași, George Albo. Locul 4, Sorin Mihai Samu, de la Vados Arad. Locul 3, un reprezentant al județului Alba, David Cordea. Locul 2, de la clubul de șah la Pocensis Activ, Ionel Miron. Și câștigătorul turneului de amatori și campionul ediției în acest an, Ion Venețianu de la Viitorul Urziceni. La startul acestei competiții s-au aliniat 30 de jucătoare. Vreau să remarc că atât la Open cât și la feminin, circa 60% dintre participante au fost juniori, cifră absolut notabilă. Iar locurile premiate sunt următoarele. Pe locul al 10-lea, abia trecută de pragul junioratului, a fost într-un fel revelația competiției, Paraschiv Petronela Alexandra, Universitatea de Vest Timișoara. Anul trecut concura sub numele de Nicanova și termina imediat sub linia premiantelor, acum este Pârvulescu Ecaterina și ocupă locul premiabil 9. De la ACS Phoenix Buzău. În ultimul timp a jucat mai rar, dar acum a făcut-o cu brio, mai ales prin victoria din ultima rundă, care i-a dus locul 8, Stanciu Andreea Briana, CS Otopeni. Pe locul al 7-lea, multipla noastră campioană națională, marea maestră Elena Luminița Cosma, CSU ASE București. Pe locul al 6-lea, maestră internațională Silvia Raluca Zgârcea, CSM București. Ocupantele locurilor 6-9 au avut fiecare câte 5 puncte și jumătate, departajarea făcându-se la Bucolțul Tăiat 1. Trecem la un grup de jucătoare cu câte 6 puncte. Pe locul al 5-lea, iarăși o multiplă campioană națională, recordmena titlurilor, primul fiind obținut când avea doar 13 ani, Corina Isabela Peptan, CSM București. După două titluri naționale, a fost și acum foarte aproape de urcarea pe podium, Alesia Mihaela Ciolacu, CSU ASE București, locul al 4-lea. Am ajuns iată în zona medaliilor, cea de bronz fiind câștigată de o altă fostă campioană națională, Angela Dragomirescu, Medicina Timișoara, maestră internațională. După ce anul trecut a câștigat bronzul, acum urcă pe a doua treaptă a podiumului marea maestră Mihaela Sandu, Medicina Timișoara.
Și tot o urcare de o treaptă, de pe a doua pe prima podiumului, înregistrează maestra internațională Miruna Daria Lehaș, CSM Iași 2020. Campioană națională la feminin pe anul 2023. 7 puncte din 9 posibile. Să trecem la concursul Open, de această dată cu adevărat intitulat Open, pentru că a fost la start și marea maestră Irina Bulmaga și, după cum veți vedea, cu o prezență excelentă. Aș vrea să-i amintesc și pe cei care au fost foarte aproape de această zonă primilor 10, cu același număr de puncte, dar sub linie s-au situat cu 6 puncte așadar, pe locul 14, pe locul 13, Miron Lucian Costin, CS Universitatea de Vest Timișoara, 14 de fapt, fost campion național, pe locul al 13-lea Ioan Cosma, Victoria Techirghion, 12 Adrian Simion Sechereș, Universitatea de Vest, 11 Mihnea Ionuț Ognean de la CSS Târgu Mureș. Abia la criteriul al 4-lea a fost departajat acest loc 10 premiabil și îi revine marelui maestru Gheorghe Sabo de la Arnia CES IT. Pe locul al 9-lea, component al echipei olimpice a României, participantă la Olimpiada de la Chennai, fost campion național, marele maestru Vlad Cristian Jianu, CSU ASE București. Pe locul al 8-lea, de la CS Dinamo, proaspătul maestru Fide și titlurile vor mai urma, Filip Magold. Pe locul al 7-lea, multiplu campion național și medaliat anul trecut, Constantin Lupulescu, CSU ASE București. Și el component al echipei olimpice. Anul trecut, într-o întrecere aproape la fel de frumoasă ca și cea de anul acesta, găzduită de stațiunea Eforie, campion național a fost marele maestru Mircea Pârligras, care anul acesta ocupă locul al 6-lea, CSU ASE București. Pe locul al 5-lea, având neșansa de a-l întâlni în ultima rundă pe campion care i-a refuzat propunerea de remiză, Alexandru David, Shah Club Vados Arad. După cum spuneam, prezența de excepție a turneului Open și care a avut și o comportare pe măsură, ocupând locul al 4-lea, este Irina Bulmaga, CSM Iași 2020. Și iată, ne-a ajuns și la podium, care este ocupat în exclusivitate de tineri jucători, 2 dintre ei juniori, iar al treilea abia trecut anul acesta în rândul seniorilor. Așadar, pe locul al treilea, într-o dispută directă câștigată în ultima rundă împotriva Irinei Bulmaga, s-a situat așadar cu medalie de bronz pe locul al treilea Samuel Gimpu, de la Clubul Central de Șah și Smart Galați. Cu același număr de puncte, 6,5, dar cu victorie directă în fața celui de-al treilea clasat, s-a situat pe locul al doilea medalie de argint David Gavrilescu, CSU ASE București. Aflat la o primă și deosebit de convingătoare prezență sub culorile României, pe primul loc s-a situat Kiril Sevcenko, CSU ASE București, campion național Open pe anul 2023.